În județul Giurgiu au fost așteptați astăzi peste 1400 de tineri din clasa terminală de liceu să-și testeze cunoștințele la anatomie, biologie, chimie, economie, fizică, geografie, filosofie, informatică, logică, psihologie sau sociologie, la alegere în funcție de profil. La ce materie ai dat bacul? Geografie. Și te-ai pregătit pentru această probă? Normal. Că da, am făcut teste, am citit și o să iasă totul bine. Cam cât ai scris? 6 pagini. Și la ce notă te aștept? Un 8, în jur de un 8, 7, 8. Tu la ce materie ai dat bacul? La biologie, 11-12, anatomie. Cum ți s-au părut subiectele? Nu au fost grele față, deci mă așteptam să pricep. N-au fost greu deloc. Față de simulare, cum ți s-au părut? Mult mai ușoare, ne așteptam să ne dea cu volumul de gaze, dar ne-au dat despre circulație și sanguine și a fost foarte ușor. La ce notă te aștept? Undeva la 6-7. Ești mulțumită de ce ai scris? În mare parte da, în proporție de vreo 60%. Cum ți s-au părut subiectul? Ușor. Foarte ușor? Da. De învățat, ai învățat? Mai puțin. Multe petreceri, dar... Și la ce notă te aștept? 7 în sus. S-au părut niște subiecte foarte ușoare în comparație cu simularea și mă aștept la om nou, peste 9 oricum. Ai scris mult? Da. Adică am scris esențial, nu mult. 5 pagini mai exact, dar am scris esențial. Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie, până la ora 16. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile în intervalul orar 16-20. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 16 iulie.